În ambianța primitoare a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, o instituție receptivă față de istoria și cultura minorităților transilvane, armenii clujeni au comemorat 101 ani de la declanșarea genocidului armean. Evenimentul de astăzi de la Muzeul Etnografic din Cluj se înscrie în seria acelor evenimente pe care le-a găzduit acest lăcaș de cultură pe parcursul anilor, vis-a-vis de tot ce înseamnă activitățile culturale, științifice ale Uniunii Armenilor din România, filiala Cluj, și nu numai. De această dată îi găzduim pe conaționalii noștri din Târgu Mureș, prin persoana domnului Pușcaia Șatila, domnia sa, va lansa o carte, o carte care de fapt a fost lansată și tradusă deja în limba maghiară, și totodată vom puncta momentul genocidului armean, care anul acesta a ajuns la 101 ani de la declanșarea acestuia. De fapt, declanșarea, dacă stăm bine și ne gândim și ni se alătură istorici, atunci putem observa că a fost cu mult înainte de data de 1915, 24 aprilie. Armenii sunt o componentă importantă a peisajului cultural transilvanean și ca atare această comunitate are o poziție pregnantă și în activitățile Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Parteneriatul nostru cu Uniunea Armenilor din România, filiala Cluj, este unul îndelungat și foarte vechi. Pe de altă parte, genocidul armean este unul dintre momentele teribile care au marcat istoria secolului al XX-lea. Comemorarea genocidului armean este o comemorare a tuturor victimelor inocente ale întregii umanități, iar faptul că urmași ai unor oameni care au fost victime ale acestui genocid se află printre noi aici la Cluj, aici în Transilvania, ne determină să fim întotdeauna alături de ei. Armenii din România și de peste tot unde ne-am răspândit în această lume spunem același lucru. În primul rând suntem datori față de națiunile care ne-au primit cu brațele deschise, în cazul de față România, unde armenii se simt la ei acasă. În al doilea rând, n-avem cum să uităm, genocidul armean a fost o tragedie care n-are cum să fie uitată, în special datorită acelor încercări prin care se dorește anularea acestui genocid armean de unii și de alții. Cu prilejul comemorării a fost lansată la Cluj versiunea maghiară a cărții de memorii scrisă de Baruir Nersesian și intitulată Am fost în Valea Morții. Baruir Nersesian s-a născut în 1904 în satul Anerghi din Turcia și a trăit genocidul armean la vârsta de 11 ani, având deosebitul noroc să scape cu viață și să ajungă în România, unde a locuit câteva decenii. În 1964 a ajuns în New York, unde și-a deschis un magazin de condimente orientale. La vârsta de 93-94 de ani a început să dicteze aceste amintiri preotului armean din localitate și, de fapt, copiii dânsului, Sarkis și Măgărdici, au reușit să editeze această carte în limba engleză. Comunitatea din Târgu Mureș a intrat în posesia acestei cărți din cauza faptului sau datorită faptului că avem un domn Ferenc Leon din Târgu Mureș. Domnul a lucrat la această familie în America și acolo a auzit că există cartea în limba engleză. A adus cartea la Târgu Mureș și noi am cerut dreptul de la urmașii domnului Baruir pentru a traduce, de a traduce această carte în limba maghiară pentru comunitatea armeano-maghiară din Transilvania.
Așa a ajuns la noi cartea și, bineînțeles, este o carte foarte subțire, o amintire foarte frumoasă, care vede, la vârsta de 93-4 de ani, vede acest eveniment foarte trist din istoria poporului armean prin ochii unui copil. Deci, puțin cam naiv în sensul bun al cuvântului, deci este o carte foarte interesantă, fără ură și, dacă mi-amintesc bine, cartea se termină cu cuvântul viață. Deci aceasta este mesajul, că s-a întâmplat această nenorocire, însă viața merge mai departe și noi trebuie să luptăm pentru viață. Cu același prilej a fost proiectat și filmul armenesc dedicat medicului militar german Armin Wegner, care a imortalizat pe peliculă ororile suferite de armeni în timpul genocidului. Armin Wegner a militat pe plan internațional pentru aflarea adevărului despre genocidul armean și a cerut să se facă dreptate acestui popor greu încercat.